S-a dat startul licitației pentru cele mai mari lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale și rutiere din istoria municipiului Călăraș. Lucrările se vor desfășura cu banii europeni. La finele lunii august, în cadrul sistemului electronic de achiziții publice, a fost publicat anunțul privind proiectarea și execuția lucrărilor din proiectul Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local. Este vorba de proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional privind modernizarea modernizarea străzilor București și prelungirea București de la un capăt la altul a trotuarelor și a spațiilor verzi. Lucrările sunt estimate la o valoare de 37.576.546 de lei. Antreprenorii pot depune ofertele până la data de 30 septembrie ora 15.